Toată lumea trebuie să înceapă la un moment dat în viață un drum de autoafirmare și autodescoperire. În această situație, dezvoltarea limitelor personale și realizarea necesității de a spune nu sunt competențe vitale. Adesea ne găsim prinși în modelul de a pune nevoile și dorințele altor persoane înaintea propriilor interese, frecvent în detrimentul propriului bine și stării de bine. Scopul acestei meditații este de a examina procesele care stau la baza acestui comportament și de a sublinia cât de crucial este să înțelegem și să acceptăm propriile noastre limite. Vom vorbi despre cum părăsirea mediilor sau relațiilor nesănătoase este o declarație puternică de autonomie și respect de sine, în plus față de a fi o strategie de autoprezervare. Vom examina multe aspecte ale acestui procedeu de-a lungul cărții. Vom discuta despre cum învățarea de a spune nu și păstrarea unui curs clar în viață ne poate îmbunătăți relațiile cu ceilalți și cu noi înșine și poate duce la o viață mai autentică și satisfăcătoare. Acum să începem. Tendința multor persoane de a-și dedica timpul și energia altora, adesea chiar depășind propriile nevoi și constrângeri, este un fenomen interesant și răspândit. Dar de unde provine acest obicei? Aceste persoane pot avea o nevoie înnăscută de a fi apreciate și acceptate, o căutare internă pentru validare, sau s-ar putea simți că valoarea lor de sine este inextricabil legată de modul în care sunt percepute de alte persoane. Această anxietate excesivă despre ce gândesc alții despre tine poate deveni o capcană. Riscul de a-ți pierde identitatea când acorzi prea multă atenție la ce cred alții este real. Ca și cum viața ta ar depinde de acceptarea altora față de tine, încep să reflectezi așteptările și punctele de vedere ale acestora. Acest lucru poate fi epuizant și poate rezulta într-un ciclu nesfârșit de căutare a acceptării și recunoașterii. Această căutare pentru acceptabilitate poate fi determinată de mai mulți factori. Unii oameni pot avea probleme cu stima de sine și se bazează pe aprobarea altora pentru a se simți meritorii. Unii oameni pot fi crescuți în case unde primirea afecțiunii și atenției era condiționată de îndeplinirea normelor sociale, lăsându-i cu impresia că acesta este singurul mod de a obține respect sau dragoste. Este important de înțeles totuși că urmărirea non-stop a laudei altora poate duce la singurătate și nemulțumire. Este similar cu încercarea de a pune ceva mereu inaccesibil într-o gaură din tine. A avea o conexiune mai bună cu sine și a învăța să apreciezi propriile dorințe și puncte de vedere pot fi cheile pentru a încheia acest ciclu. Făcând acest lucru, se poate începe pe un drum care duce la mai multă autenticitate și împlinire personală, unde fericirea și valoarea de sine nu sunt determinate de vederile altora, ci sunt doar un aspect al întregului. Dedicarea timpului și efortului nostru altora este ceva ce mulți dintre noi am experimentat la un moment dat. Cu toate acestea, de ce se întâmplă acest lucru? Este o nevoie de validare a sinelui sau un dor profund înrădăcinat pentru acceptare? Fiind prea preocupat de ideile altor persoane, ne poate transforma în adevărați prizonieri ai concluziilor lor. Dacă te confrunți adesea cu astfel de circumstanțe, aș dori să îți împărtășesc o tactică importantă pentru a-ți recupera independența și stima de sine. Este cunoscută sub numele de metoda plecării. Deși ar putea părea puțin bruscă, există situații când luarea acestei acțiuni este esențială pentru a reafirma propria autoritate. Întâlnim diferite persoane în viețile noastre. Unii nu respectă limitele, în timp ce alții sunt foarte dependenți sau chiar răutăcioși și egoiști. Recâștigarea controlului asupra propriei vieți și întărirea independenței tale sunt două beneficii ale faptului de a le arăta acestor persoane că ești pregătit să pleci. Capacitatea de a spune nu și de a avea un drum bine definit în viață sunt două fundații esențiale care susțin puterea de a pleca. Este posibil să ai probleme în a spune nu solicitărilor și să nu ai un scop clar dacă te pierzi adesea în cerințele altora sau, mai rău, te simți exploatat sau maltratat. Un obiectiv bine definit comunică altora valoarea timpului tău și, implicit, a vieții. Acest lucru te menține automat departe de situațiile în care limitele tale sunt încălcate. Rămânând angajat pe cursul tău,
scade dorința de a căuta validare din exterior. Amintește-ți că plecarea implică mai mult decât un act fizic, necesită și o mentalitate respectuoasă și încrezătoare. Adoptând această poziție, transmiți un mesaj puternic. Tu ești responsabil pentru viața ta. Îți apreciez timpul acordat pentru a completa această reflecție. Deși poate părea crud să pleci, există situații când este singura opțiune pentru a demonstra independența cuiva într-o anumită situație. Numeroase persoane intră în contact cu noi de-a lungul călătoriei vieții noastre. În timp ce unele dintre aceste schimburi sunt efemere, ca frunzele suflate de vânt, altele se înrădăcinează în inimile noastre. Fiecare interacțiune, indiferent cât de lungă sau scurtă, își lasă propria amprentă asupra propriei noastre narațiuni. Luarea deciziei de a face un pas înapoi nu este întotdeauna simplă. Adesea este însoțită de o gamă de sentimente, de la ușurare la un strop de tristețe. Dar este crucial să ne amintim că scrierea propriei noastre povești este un semn al conștiinței de sine și maturității. Una dintre cele mai importante abilități în crearea unei vieți semnificative și reale este știința când să spui la revedere și să închei un capitol. Această decizie poate părea uneori egoistă pentru alții, dar este de fapt un act de autoprezervare. Prin renunțarea la persoanele sau situațiile care nu mai sunt în concordanță cu convingerile sau obiectivele noastre, creăm spațiu pentru șanse noi și experiențe răsplătitoare. Această cale a autodescoperirii este un mozaic de întâlniri și despărțiri, fiecare adăugând o nuanță distinctă în schema mai largă a lucrurilor. Deși pot fi dificile, aceste perioade de tranziție sunt esențiale pentru dezvoltarea noastră. Ele oferă cunoștințe despre limitele noastre, aspirațiile noastre și, mai presus de toate, despre adevăratul nostru sine. Prin împărtășirea acestor observații, intenționez să stârnesc atenția și curiozitatea publicului meu și să inspir să-și vadă propriile povești dintr-o perspectivă nouă, educativă și plină de posibilități. Unii dintre numeroasele persoane care intră în viețile noastre prezintă provocări unice în ceea ce privește înțelegerea și onorarea limitelor individuale. Unii oameni pot fi excesiv de dependenți de noi, agățându-se de noi și necesitând o cantitate excesivă de timp și atenție din partea noastră. Chiar dacă aceste schimburi sunt adesea bine intenționate, ele pot deveni epuizante și pot dezechilibra parteneriatul. Pe de altă parte, există persoane pe care le-am putea categorisi drept neplăcute și răuvoitoare. Din păcate, acestea sunt persoanele care văd interacțiunile sociale ca pe o oportunitate de control și de a profita de alții. Ele pot să se comporte într-un mod necruțător, desconsiderând nevoile altora în favoarea propriilor dorințe, umilindu-i pe ceilalți cu sarcasm, ridiculizare sau acțiuni violente. Chiar dacă sunt dificile, aceste întâlniri negative oferă oportunități valoroase de învățare. Ne insuflă valoarea stabilirii și menținerii unor limite sănătoase. Pentru bunăstarea noastră emoțională și creșterea personală, trebuie să învățăm să recunoaștem și să gestionăm astfel de tipuri. Ne învață să fim încrezători în noi înșine, să ne apărăm principiile și să nu mai tolerăm comportamentul grosolan sau dăunător din partea altora. Trimitem un mesaj puternic nouă înșine și celor care ne ignoră limitele atunci când alegem în mod conștient să ne păstrăm distanța față de ei. Acest fel de gândire face foarte evident faptul că suntem ființe independente care au libertatea de a decide cine aparține în viața noastră. Retragerea nu este doar un gest de autoafirmare, este de asemenea un pas crucial în preluarea controlului asupra propriei vieți și talente. Putem interpreta decizia noastră de a ne distanța ca un efort de autoprezervare și protecție. Ne păzim bunăstarea mentală și emoțională când ne distanțăm de persoanele dăunătoare sau relațiile solicitante. Ne punem propriul spațiu pe primul loc și investim în propria dezvoltare. Servește ca un memento că suntem în cele din urmă responsabili pentru propria noastră fericire și liniște interioară. În plus, această acțiune poate avea un impact major asupra celor care tind să treacă granițe. Poate funcționa ca un catalizator pentru introspecție,
oferind persoanelor o șansă de a recunoaște consecințele comportamentelor lor și, eventual, de a începe să facă ajustări comportamentale. Capacitatea de a spune nu cu asertivitate și direcționalitate sunt două fundații esențiale care susțin puterea de a pleca. În primul rând, capacitatea de a spune nu este o abilitate valoroasă în arta stabilirii limitelor. Este clară, concisă și eficientă. Spunerea nu este o modalitate directă de a-ți exprima dorințele, preferințele și limitele. Este necesar un act de autoafirmare ca acesta pentru a menține relațiile civilizate și sănătoase. Servește ca o proclamație a independenței, demonstrând capacitatea ta de a lua decizii și de a acționa. Spunerea nu este o expresie a conștiinței de sine și a respectului de sine, mai mult decât o simplă respingere. Ne permite să spunem nu situațiilor care ne fac inconfortabili, obligațiilor care ne apasă și acțiunilor care ne arată dispreț. Când este folosit cu grație și asertivitate, acest termen demonstrează putere interioară și încredere. În al doilea rând, direcția este factorul care ne conduce, atât literal cât și figurat, spre destinația dorită. A avea o direcție în viață presupune să ai obiective, dorințe și un simț al semnificației. A face alegeri și a selecta căi care sunt în concordanță cu obiectivele și convingerile tale este mai simplu atunci când știi încotro te îndrepți. A avea direcție ne ajută să rămânem concentrați și să evităm influențele nedorite și distragerile. Nu, combinat cu direcția, este o combinație formidabilă. Nu ne păzește de influențele exterioare nesolicitate, dar direcția ne menține în mișcare către speranțele și obiectivele noastre. Aceste două concepte sunt esențiale pentru a păstra integritatea noastră ca indivizi și alegerea unui drum cu adevărat unic. O problemă în a spune nu și o lipsă de direcție în viață pot fi indicate dacă te găsești cedând capriciilor altora în mod regulat sau în situații mai grave, când ești exploatat, manipulat sau maltratat de alții. Acestea sunt povești de avertizare care cer considerație și atenție. Incapacitatea de a spune nu rezultă adesea din dorința de a-i mulțumi pe alții, încercarea de a evita confruntarea sau gândirea că nevoile și dorințele altora vin înaintea propriilor noastre. Chiar dacă acest comportament poate părea inițial inofensiv, poate declanșa un ciclu vicios de autonegare și furie și poate crea un mediu favorabil exploatării sau abuzului. Totuși, incertitudinea, lipsa de conștientizare de sine sau frica de a urma propriile interese autentice pot contribui la lipsa de direcție. Fără un plan definit, este simplu să fii influențat de obiectivele și voința altora, irosind șansa de a conduce o viață care este cu adevărat a ta. Admiterea, primul pas către schimbare, este recunoașterea acestor obiceiuri în sine. Construirea respectului de sine și a conștientizării de sine este primul pas în realizarea a ceea ce valorăm cu adevărat și dorim din viață. De acolo putem începe să ne dezvoltăm asertivitatea, să învățăm când și cum să spunem nu și să stabilim și să lucrăm către propriile noastre obiective. Este adevărat că având dificultăți în a spune nu și neavând un drum clar în viață, ne poate face mai puțin asertivi și fermi. Suntem mai vulnerabili la influența și interesele altora atunci când nu suntem ferm înrădăcinați în propriile convingeri și obiective. Alții pot observa această lipsă de hotărâre și, din păcate, pot profita de ea în anumite situații. Când cineva manifestă această lipsă de direcție, alții pot fi inspirați să își impună propriile obiective și voințe asupra lor. Acest lucru se poate întâmpla în mod mai subtil sau mai deschis, dar oricum ar fi, rezultatul este același. Ai putea constata că trăiești o viață care reflectă mai mult obiectivele și așteptările altor persoane decât ale tale. Este important de subliniat că a avea o direcție în viață nu înseamnă a avea un curs fix sau o viziune de viitor imutabilă. Înseamnă a recunoaște ceea ce contează pentru tine, a avea un sentiment de scop și a face alegeri care sprijină obiectivele și idealurile tale. Direcția oferă un ghid sau o busolă internă care ajută în navigarea complexităților și obstacolelor vieții. Pe de altă parte, capacitatea de a spune nu este un gest de autoafirmare.
este a fi conștient, deși respectuos față de propriile limite, nevoi și preferințe. A spune nu este o afirmație a cine ești și a ceea ce valorizezi, pe lângă faptul că este o respingere a ceva neplăcut. Oamenii pot începe să vadă timpul acelei persoane ca fiind mai puțin important decât al lor atunci când observă că persoana nu este dedicată atingerii propriilor obiective. Această idee poate crea un mediu toxic, deoarece se presupune că pui nevoile și dorințele altora înaintea propriilor tale. Pe lângă faptul că face ca timpul și eforturile tale să pară mai puțin importante, acest tip de situație poate, de asemenea, să creeze un obicei de a pune în mod constant propriile obiective și dorințe pe plan secundar. Percepția că nevoile altora vin înainte este întărită de această dinamică, care poate fi subtilă și adesea se întâmplă fără răutate. Cu toate acestea, poate declanșa un ciclu vicios de autoneglijare. Ai putea pierde oportunități de a investi în tine și în propriile obiective dacă petreci majoritatea timpului încercând să te ridici la așteptările altor persoane. Această situație subliniază cât de crucial este să ai un sentiment de scop și direcție. Stabilirea unor limite sănătoase și luarea deciziilor în concordanță cu obiectivele tale sunt facilitate atunci când ai obiective specifice, personale. Aceasta înseamnă să găsești un echilibru între a avea grijă de alții și de tine, nu neglijând nevoile lor. Mai mult, este esențial să ai apreciere pentru propriul tău timp și muncă. Acest lucru implică aprecierea valorii tale, precum și a semnificației propriilor ambiții. Respectul de sine îi învață pe alții să se prețuiască la rândul lor. Perspectiva celor care cred că alții nu sunt la fel de dedicați propriilor obiective poate fi că, într-un sens, cedând cererilor lor și satisfăcându-le nevoile, servește intereselor lor. Această perspectivă este problematică pentru că ia în considerare doar cât de valoros este timpul și eforturile tale, în proporție cu cât sunt de utile altor persoane, în loc de cum afectează propria ta fericire și dezvoltare personală. Acest tip de gândire te poate face să pierzi din vedere propria ta valoare intrinsecă ca persoană unică și, în schimb, să crezi că valoarea ta depinde în mare parte de cât de bine poți servi pe alții. O astfel de metodă poate cauza stima de sine scăzută și un sentiment de nemulțumire față de viață, pe lângă subevaluarea semnificației propriilor dorințe și obiective. Este important să înțelegi că există multe alte moduri de a-ți petrece timpul decât fiind de ajutor altora. Atunci când ai grijă de tine, urmărești propriile obiective sau pur și simplu te implici în activități care te fac fericit și împlinit. Demonstrezi, de asemenea, valoarea reală a timpului tău. Când faci un angajament conștient și serios față de un obiectiv personal, te angajezi pe un drum al conștiinței de sine profunde. Acest angajament este o recunoaștere a valorii timpului și vieții tale, precum și o declarație clară a priorităților tale. Prin luarea acestei poziții, trimiți un mesaj clar tuturor celor din jurul tău și ție însuți că fiecare minut este prețios și trebuie folosit în mod gândit și semnificativ. Decizia de a trăi o viață ghidată de scop schimbă radical modul în care ceilalți te percep. Indivizii încep să observe pe cineva care alege în mod conștient cum să-și petreacă timpul și care refuză să fie înghițit fără milă de capriciile altora. Ești văzut ca o persoană cu propriile obiective, aspirații și interese, nu ca o resursă care poate fi folosită de alții. Menținerea obiectivelor tale oferă o serie de beneficii clare. În primul rând, există un sentiment de sinceritate și autenticitate. Deciziile și comportamentele tale încep să reflecte propriile valori și convingeri interioare, oferindu-ți un sentiment de existență autentică și reală. În al doilea rând, acest angajament cultivă o creștere a propriei demnități și, ca urmare, demnitatea pe care ceilalți ți-o acordă. Îi educi în mod natural pe oameni să-și aprecieze timpul când le arăți că îți valorizezi propriul timp. Mai mult, persoanele din jurul tău pot găsi încurajare în devotamentul tău neclintit. Când oamenii văd munca ta asiduă și rezultatele, setezi un exemplu bun și îi inspiri pe alții să-și urmeze propriile interese și aspirații. Și există problema importantă a stabilirii limitelor adecvate.
angajându-te față de obiectivele tale, dezvolți capacitatea de a spune nu solicitărilor care nu se potrivesc cu prioritățile tale și găsești un echilibru sănătos între a avea grijă de nevoile altora și de ale tale. O bună tehnică de a evita situațiile în care limitele tale sunt încălcate sau unde ești maltratat este să rămâi concentrat pe propriile obiective și vise. Această abilitate de a evita situațiile periculoase este esențială în multe aspecte ale vieții, inclusiv în prietenii, căsătorie și la locul de muncă. De exemplu, în mediul de lucru, capacitatea de a recunoaște când o situație este toxică sau dăunătoare, fie că este vorba de colegi care nu respectă limitele tale sau de o încărcătură de muncă copleșitoare și inegală, poate fi facilitată de a avea un simț clar al direcției. Bunăstarea ta emoțională și avansarea profesională pot depinde de capacitatea ta de a ști când și când să renunți. Similar, capacitatea de a-ți menține propriile obiective și principii morale ajută la recunoașterea când relațiile interpersonale, cum ar fi căsătoriile sau prieteniile, devin nesănătoase sau unilaterale. Admiterea că o relație apropiată nu te ajută poate fi dificilă uneori, dar concentrându-te pe propriile dorințe și obiective, poți învăța să recunoști când este timpul să faci un pas înapoi și să cauți relații și situații care sunt mai sănătoase și mai echilibrate. Capacitatea de a pleca este un semn de respect față de sine și de autoprezervare. Acesta implică realizarea valorii tale și conștientizarea că ai dreptul la interacțiuni și situații care sunt reciproce și respectuoase. Incorporarea acestor idei în narațiune trimite un mesaj de împuternicire și autoapărare. Îi provoacă pe ascultători să se gândească la cât de crucial este să se protejeze de situațiile periculoase și să aprecieze semnificația căutării unor contexte care susțin bunăstarea lor și dezvoltarea personală. Reducerea preocupării excesive față de problemele și opiniile altora este unul dintre efectele menținerii atenției pe propriul drum. Nu ai nevoie să cauți aprobarea altor persoane atunci când te concentrezi pe tine. Începi să realizezi că, de fapt, trebuie doar să demonstrezi ceva ție însuți. Construirea unei vieți sincere și împlinitoare necesită acest tip de autocunoaștere și încredere, ceea ce este eliberator. Una dintre cele mai eficiente modalități de a-ți proteja integritatea și sentimentul de valoare de sine este să părăsești relațiile abuzive și mediile toxice. Aceasta este un semn de forță și conștientizare de sine, nu de slăbiciune. Prin luarea acestei acțiuni, decizi să îți protejezi sănătatea mentală și bunăstarea de relațiile sau circumstanțele nesănătoase. În plus, adoptarea acestei mentalități face foarte clar pentru ceilalți din jurul tău că ești în controlul vieții tale și că alegi ce și cine merită timpul și atenția ta. Acest lucru nu înseamnă că nu ai nicio considerație pentru partenerii, familia sau prietenii tăi. Dimpotrivă, demonstrează că ești independent de relațiile tale pentru plăcere sau valoare de sine, chiar dacă le prețuiești și le iubești. O modalitate de a arăta că te respecti pe tine însuți și ceri respect de la alții este să stabilești și să menții limite sănătoase. Alegerea de a te retrage dintr-o negociere trimite un mesaj puternic, în special într-un cadru profesional. Acest tip de comportament le face să știe celorlalte părți că, deși îți dorești, nu ești complet dependent de acel contract specific pentru a progresa. Aceasta este un semn de încredere în sine și o mentalitate abundentă, ambele fiind foarte convingătoare în timpul negocierilor. A avea o rețea socială mare, mulți bani sau bunuri, nu este întotdeauna o condiție prealabilă pentru a avea o mentalitate abundentă. Mai degrabă, este vorba despre o perspectivă interioară, un sentiment de satisfacție și încredere în capacitatea proprie de a realiza și genera oportunități. Când abordezi lucrurile din această perspectivă, proiectezi o încredere și autosuficiență care pot fi foarte atractive și convingătoare pentru alte persoane. Această idee se extinde și în relațiile interpersonale. Este normal și esențial să iubești și să prețuiești oamenii din viața ta, dar trebuie să realizezi că nu depinzi de ei pentru propria ta fericire sau valoare de sine.
Cu această cunoaștere, poți crea relații care sunt mai echilibrate, mai sănătoase și libere de dependențe excesive. Cea mai puternică poziție în negocieri este adesea să fii pregătit să te retragi și să tratezi situația cu seriozitate. Aceasta pentru că arată că acționezi conștient, nu din nevoie sau disperare. Menții controlul și integritatea procesului de negociere, fiind pregătit să te retragi de la masă dacă termenii sunt nefavorabili. Această postură nu doar că te pune într-o poziție mai bună pentru a câștiga, dar asigură de asemenea că vei fi întotdeauna într-o poziție de putere. Câștigi când îți menții valorile și respecti propriile limite.